Inspectoratul de Poliție Județean Prahova este singura instituție de acest gen din țară care are în dotare o auto specială de ultimă tehnologie. Este vorba de un autovehicul off-road care poate prinde 181 de km la oră în 11 secunde și care va fi folosită în special în acțiunile de salvare de pe timpul iernii, când este zăpadă mare. Calitățile autovehiculului sunt multiple. Are tracțiune integrală nepermanentă cu reductor. În variantă 4-2 suntem montate pe puntea spate, se poate cupla prin comandă electrică și puntea față. În variantă de utilizare off-road există și un reductor pentru diferențialul central și la nevoie mașina este dotată și cu reductor pentru puntea, cu diferențial blocant pentru puntea spate. Este singura auto specială de poliție din dotarea poliției rutiere la nivel național. Și pentru ce va fi folosită? Scopul principal al acestei auto speciale este utilizarea ei în momentul în care drumurile din județ vor fi înzăpezite, iar accesul cetățenilor va fi îngreunat. Autovehiculul este ideal de folosit în zăpadă mare, însă este util la fel de bine și în zone unde nivelul apei este mare. Mașina este dotată cu un motor turbo-diesel, este biturbo de 2 litri, are 163 de cai putere, e de viteză cu 6 rapoarte, manuală. Este ideală pe timp de zăpadă, da, este un autovehicul off-road, este echipată cu roți de iarnă, inclusiv roata de rezervă, se pretează la utilizare pe timp de iarnă și pe terenuri accidentate. Practic poate intra până la jumătate și în apă. Poate intra și în apă. Mașina este ideală pentru condiții meteorutiere deosebite. O vom folosi pe DN1 atât pentru misiuni de patrulare, cât și pentru intervenții la accidente sau alte evenimente. Cât de greu interveneați până acum, dat fiindcă nu aveați o astfel de mașină puternică? Este adevărat, acum beneficiem de aportul ampatamentului, ecartamentului acestei mașini, dar și de cuplu de 4x4 de care beneficiază această mașină. Și deci vă ușurează? Da, implicit ușurează intervenția la evenimente sau la sesizările pe care le primim. Conform contractului semnat cu compania care a dotat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, autovehiculul va putea fi folosit până în luna martie.